Orașul Strehaia este în plină dezvoltare în toate domeniile datorită implicării primarului Ioan Giura. Însă, în timp ce edilul se gândește la binele cetățenilor și alocă banii de la bugetul local pentru investiții în sănătate și educație, consilierul local PNL Cojocaru Dorin Iulian își dorește să arunce banii pe apa Sâmbetei. Acesta a propus în cadrul ultimei ședințe de Consiliu Local suma de 2 miliarde de lei pentru organizarea zilelor orașului Strehaia. Însă edilul se opune cu vehemență și depune toate eforturile pentru a organiza un eveniment extraordinar pentru cetățeni de zilele orașului, însă fără implicarea fondurilor din bugetul local, arătând încă o dată faptul că interesul cetățenilor este primordial în activitatea sa. În cadrul ultimei ședințe ordinare a Consiliului Local Strehaia, mai multe proiecte importante de pe ordinea de zi au fost discutate și aprobate. Unul dintre subiectele abordate a fost organizarea zilelor orașului Strehaia. Consilierul local PNL Cojocaru Dorin Iulian a fost și de data aceasta în centrul atenției, bineînțeles, așa cum ne-a obișnuit, cu lucruri negative și propuneri jenante. Propunerea domnului Cojocaru este să folosim resursa financiară, să facem zilele orașului în 6, 17, 18 septembrie, dânsul ne indică și data, face și o expunere a datelor respective cu sărbătoarea creștină, care e în acea perioadă. Să înțeleg că insistați doar pentru perioada asta, e o zi anume, indicând... indicând și suma de 2 miliarde de lei de la capitolul activități sportive și culturale, sumă care nouă ni s-a părut foarte mare, vă recunoaștem faptul că am amânat aceste sărbători și avem intenția la nivelul primăriei să le facem și o să venim în fața dumneavoastră, dar cu resurse bugetare mult mai mici. Mi se pare prea mult pentru Strehaia să investim atât într-o asemenea activitate, iar dumneavoastră, ceilalți, o să spuneți dacă suntem sau nu de acord să dăm bani pe asta sau banii ăștia, în totalitate sau parțial, să-i ducem către nevoile pe care le avem, cum v-am dat exemplu în echipamentele medicale, considerând că este o prioritate, dacă nu o urgență, să reluăm actul medical la nivelul comunității. În Strehaia, la momentul actual, investiții importante sunt în derulare în toate domeniile, printre care și reabilitarea și modernizarea spitalului și policlinicii din oraș, care reprezintă o prioritate pentru primarul Ioan Giura, dar și pentru cetățeni. Însă nu și pentru consilierul local PNL Cojocaru Dorin Iulian, care a propus suma de 2 miliarde de lei pentru organizarea zilelor orașului Strehaia din bugetul local, o sumă exorbitantă care ar putea fi folosită în rezolvarea altor probleme pe care comunitatea le are. O să încercăm să organizăm și zilele orașului în condițiile date, sigur, cu resurse mult mai mici decât cele indicate. Dacă domnul Cojocaru va insista în demersul domniei sale și va face un proiect de hotărâre, dumneavoastră veți fi cei care veți hotărâ, însă rețineți și propunerea mea. Nu ne permitem și nu e drept ca în vremea pe care o avem acum, să ducem resursa bugetului local și în activități care poate mai suportă amânare sau care pot fi organizate și cu resurse mult mai restrânse. Bineînțeles, primarul Ioan Giura se gândește și la bunăstarea cetățenilor și dorește să le ofere un moment de relaxare și distracție. Acesta depune toate eforturile pentru ca zilele orașului Strehaia să fie organizate, însă la costuri minime, fără a se pune presiune pe bugetul local și a fi irosiți bani importanți pentru comunitate. Se caută cea mai bună soluție și cea mai bună perioadă în care costurile organizării zilelor orașului să fie minimale. Știm că cetățenii orașului în mare parte își doresc sărbătoarea zilelor orașului a fi organizată în acest an. Depunem eforturi serioase să organizăm acest eveniment, căutăm soluții să organizăm evenimentul fără a implica bugetul local,
Suntem în discuții avansate cu mulți organizatori de evenimente, dar nu vom fi niciodată de acord cu a pune o mare presiune pe bugetul local și a implica sume atât de mari cât propun colegii de la PNL. Nu vom fi de acord niciodată să investim 2 miliarde de lei în organizarea zilei orașului, dar cu toate astea vom face acest eveniment în curând și vom respecta dorința cetățenilor noștri pentru această activitate culturală. Cojocarul Dorin Iulian dovedește încă o dată faptul că nu are habar despre ce înseamnă administrația locală și arată din nou faptul că nu are pic de empatie față de cetățeni, acesta dorindu-și doar să câștige capital de imagine pe banii locuitorilor orașului. Lipsa de profesionalism îl caracterizează pe liderul consilierilor liberali din Strehaia, acesta neavând niciun succes administrativ de când ocupă această funcție. În schimb, a făcut doar circ și demagogie politică. Invocând interesul cetățenilor, domnul consilier Cojocaru își dorește organizarea zilelor orașului, indicând și data de 16-18 septembrie, solicitând un spectacol de circa 40.000 de euro, fără nicio legătură probabil cu interesele firmei sale, cu obiect de activitate, restaurante și alte activități de servicii de alimentație, care își desfășoară activitatea în centrul orașului Strehaia. A fost o inițiativă de-a mea, iar pentru a pornit proiectul, am nevoie de sprijinul secretarului și aparatului de specialitate. Ce a făcut o sumă de 200.000 de lei? Este o previziune bugetară de 200.000 de lei, asta nu înseamnă că trebuie cheltuiți toți acei bani. Eu am vrut să se vadă că am disponibilitate, reprezint în Consiliul Local interesele cetățenilor și pentru asta am depus acea inițiere de proiect. Zilele unei comunități sunt foarte importante pentru cetățeni. Tocmai de aceea primarul orașului Strehaia, Ioan Giura, este de apreciat pentru că acesta încearcă să le ofere o sărbătoare frumoasă locuitorilor pe care îi reprezintă, fără să afecteze investițiile în domenii vitale pentru oameni, cum ar fi infrastructura de sănătate și rutieră. Fiind un bun gospodar, cu siguranță edilul pare reușit să organizeze un eveniment reușit cu ocazia zilelor orașului la costuri minimale.